Ne aflăm în Vetrișoaia, sat vechi, sat al cărui nume trimite spre un cuvânt, poate dintre cele mai vechi cuvinte din arealul limbii române, cuvântul vatră. Vatră spune totul despre origini, despre începuturi, despre stabilitate, despre adunarea oamenilor pentru a sta împreună. Vetrișoaia, sat din vechiul ținut al Fălciului de odinioară, sat legat de personajul istoric Petru Rareș, sat care are o haină veche și o haină nouă, iar noi acum ne aflăm în curtea celui care este un fanion al locului Vetrișoaia, cel care a fost mai multe mandate primar al acestui loc, cel de care se leagă bună parte din realizările satului actual Vetrișoaia și cel de care se leagă mai cu seamă istoria acestui loc, deoarece Ioan Mâcnea Vetrișanu, gazda noastră, cel în curtea căruia suntem, într-o mare de statui. Nu am văzut niciodată atâtea statui la un loc. Într-o mare de statui care reprezintă pe oamenii mari ai culturii române și a istoriei românești, un loc în care Ioan Mâcnea Vetrișanu a simțit nevoia să arate că dacă nu ții cont de cei care au fost înainte, atunci degeaba mai trăiești pe acest pământ. Ioan Mâcnea Vetrișanu a făcut acest lucru prin cărțile sale, prin monografiile sale despre Vetrișoaia, prin documentele adunate, prin ctitorirea unui adevărat muzeu etnografic, lucru foarte rar în curtea unui om, și în general printr-o mulțime de acțiuni care înseamnă și literatură, care înseamnă și activitate socială, care înseamnă întâlniri cu oamenii locului și nu numai, care sunt din când în când periodic adunați aici într-o adevărată casă a artelor. Bine v-am găsit, domnule Ioan Mâcnea Vetrișanu! Bine ați venit, mult stimate domn profesor Dram Constantin! Astăzi, 4 octombrie 2017, orele aproximativ când soarele e de o suliță, să zicem orele 17, mi-ați făcut o mare bucurie și nu numai mie, întregi obște al Vetrișoaiei. Frumusețea oamenilor, după cum ați văzut și dumneavoastră, ați fost primiți cu brațele deschise, având în vedere că noi suntem mai văduviți, mai, la noi ajung mai rar oamenii. Dar dacă ajung, e foarte bine, deoarece au pe cine găsi și mai cu seamă au ce vedea. Noi am făcut un tur de sat, am făcut un tur în curtea lui Ioan Mâcnea Vetrișanu. Îl rugăm să înceapă cu începutul. Începutul este acela monografic. Ce este Vetrișoaia și de când este și cum este? Pe mal de Prut. Vetrișoaia... Cred că nu vine de la 1527, deci va fi mai înainte, vorbesc simbolic, ca oameni, ca vatră, ca val de Prut, ca tot ce există și a existat, iar cu denumirea, cu apare la 1537, pe timpul lui Petru Rareș, nu? Petru Rareș, fiindcă suprafața de teren sau ținutul, el vine de la Ștefan cel Mare, de la războiul dus cu mare victorie contra cotropitorilor otomani, de la 1475, da, care a fost în 10 ianuarie. Acolo a fost un mare boier, un vornic de poartă, omul de bază al lui Ștefan cel Mare, se numea Toader Vetriș. Toader Vetriș, după bătălie de la Vaslui, după câștigarea bătăliei și a neamului Moldav și nu numai, Ștefan cel Mare i-a dăruit ținutul de la Huș la Fălciu pentru să construiască 10 sate. Satele erau propriu-zis moșiile sau fiecare cum să, care a venit până în timpul nostru. Și după ce Ștefan cel Mare a plecat în veșnicie, a venit
Pietru Rareș și-o bătut țărușul aici. El a luat, comanda și, după cum spuneam, Toader Vetriș, având 7 copii, i-a dat moșii, ca așa spunea, sau sat. Satul era unde era acolo gospodărie propriu-zis, care au ajuns, cum am spus, până în zilele noastre, au mers boierii, după boierii au venit socialiștii, comuniștii, după comuniștii au venit capitaliștii nebuni și tot așa, și există și astăzi locurile care noi le știm, adică eu din istorie, din cât am căutat din arhivele statului, Drăgușeni vine de la Dragoș al lui Toader Vetriș și așa mai departe. Deci asta este Vetrișoaia. Vetrișoaia e plină de istorie ca fiecare. Așezare. Bucățică de pământ, fiecare așezare, fiecare sat, fiecare bordei al neamului românesc. În această istorie mai veche, mai nouă, într-o istorie în care râul Prut probabil este simbolul cel mai puternic de aici din zonă, în afară de personalitățile istoriei, lui Ioan Mâhnea Vetrișanu, în afară de ideea administrativă, fiind el mai multe mandate primar, de a schimba fața locului, lui Ioan Mâhnea Vetrișanu i-a venit și ideea de a schimba spiritualitatea locului. Aici unde suntem noi se numește Casa Spiritului, nu s-a măsut? Da. De ce Casa Spiritului? Cetatea Spiritului. Popasul, cum e? Popasul Spiritului. Având în vedere că avem atâtea personalități care au rămas în memoria neamului românesc, ei sunt plecați în umbra uitării, să zicem, poate nu, dar unii da, în raport cu ce au făcut când au fost pe aici, când au trecut pe aici. Și care sunt? Că aici sunt atâtea statui că e greu să le și numeri. Pe cine ați fixat în bronz, în piatră, ca să nu fie uitați? S-o luăm întâi cu Mihai Eminescu, având în vedere, fiindcă Mihai Eminescu este identitatea românului, este buletinul de identitate, este piatra de naștere a spiritului. Da, piatra de naștere a spiritului românesc, fiindcă chiar dacă cineva aiurează, o ia pe arătură, acela să meargă la doctor să-l mai consulte. Deci Eminescu va rămâne cât va fi planeta Pământ, zic eu așa. Și pentru asta am început cu Eminescu. Deci am făcut aici o făclie care trimite spre cer. Spre cer. Da. Acest geniu, zic eu, și numai eu. Și după asta, după cum să zic o vorbă românească, pofta vine mâncând. În spate aveți o columnă a vinitului? Da, acolo este vorba tot de românism, tot de Brâncuș, Constantin Brâncuș. Deci este coloana infinitului care ne trimite în legătură cu cerul, cu universul, cu căutarea spre bine, spre omenie, spre... Două simboluri ascensionale legate chiar de versurile din Luceafărul. Porni Luceafărul, creșteau spre cer. Da. A lui Aripe. Și ceilalți care sunt aici, celelalte statuici? Păi, dar stai-ați că o luăm așa. Ia să o luăm și cu istoria lor. O luăm așa, că dar eu o să încep să mă ridic, nu am răbdare. Așa. Este vorba despre primul să luăm pe Ion Creangă, având în vedere Ion Creangă fiind apropiatul lui Eminescu. După Ion Creangă este, să zicem, Adrian Păunescu, fiindcă l-am cunoscut. După Adrian Păunescu aveam pe Nichita Stănescu, care am o poveste destul de gravă, să zic așa, o pățane care puteam să fiu poate băgat la beciu boieresc. În sfârșit o să o spun mai târziu. Deci, dincolo vine Cezar Ivănescu, care dumneavoastră l-ați cunoscut destul de bine, și
dincolo este un necunoscut, un trecător pe Valea Prutului. S-a vedea cine a fi, mai vorbim de amicul ăla din mijloc de acolo, o să vedem. Să vedem cine o fi și cum îl cheamă. Cum îl cheamă, pe parcurs. Acum el merge, e grăbit, că e mânat cu biciul de foc spre veșnicie și nu-i convine, dar n-avem ce face. Asta e. Mai încoace? Mai încoace, deci am vorbit despre Nichita Stănescu, am vorbit. Acum venim în partea asta la întâi și nu putea să lipsească marele voievod Vlad Țepeș de aici. Chiar dacă unora nu le convine, sau poate îi bag o țap în, nu unde, îi o bag în inimă. El avea alt obicei, unii băga țapa, fiindcă o pățesă pe la otomani și s-a răzbunat. Ei, dincoace, dacă vedeți dumneavoastră un soclu care încă nu m-am hotărât pe cine, se cine o să fie aici așa, dar gândirea mea este, nu știu dacă dumneavoastră sunteți o mare valoare care a să, vă rog, nu acum, să-mi spuneți așa dacă sunt eu de acord. Eu îl vreau pe Ion Antonescu sau pe... Să nu-i mai zic că unul mi-a spus, nu, domne, pe Vadim Tudor. E, da, aici intrăm în probleme ușor controversate, să spunem. Da, unii da, alții unii nu. Da, nu. Unii da, alții nu. Dar, oricum sunt oameni care au fost legați de istoria neamului românesc foarte puternic. Da, da. Și aici unei această mare realizare. Este un țăran. Un țăran. Da, țăranul. După cum cred că ați citit, aici e țăranul. Nu mai sunt țărani. Că, dar dumneavoastră, da, ați trecut printre atâtea localități, printre atâtea sate. Țăranii s-au emancipat, el e găina înghețată, nu mai crește găini, nu mai crește purcelul, nu mai face ce, la prășut nu se mai duce, și obiceiuri nu mai face claca, nu mai face șezătoare, nu mai se... Și atunci țăranul s-a supărat, i s-a luat și dreptul de comuniști. I s-a luat ogorul, cu toate că i s-a dat, dar i s-a dat târziu. Când nu mai avea putere. Nu mai avea putere. Și atunci, vă rog să-mi permiteți să recit câteva versuri aici în legătură cu țăranul. Țăranul a plecat din sat nemulțumit că și-a pierdut ogorul, hotarul și timpul de arat, și plânge că i-a fost secat izvorul. În carul mare, încărcat cu stele, cu traista plină de nevoi, el ară în cer adânc veșnicia, cu plugul tras de patru boi. Obosiți izvoii și el este flămând, cu mâinile crăpate se agață de pământ. Foarte frumos. Cam foarte sugestiv. Acum să vedem dacă se vor mai naște țărani, dar cei ce nu cred, țăranul a fost țăran și a fost în primul rând un om de suflet, un om hotărât, un om de cuvânt, care astăzi nu mai avem cu regret. Cam asta e țăranul. Și ca să cineva zice, țăranul, băi, oare îi mâcne țăranul ăsta? Da, domnule, eu sunt țăranul. Da. Și eu sunt țăranul. Când îmi spun, băi, da, seamănă cu tine. Ce seamănă cu mine, domnule? Seamănă și cu tine, că și tu ești țăranul. Expresia țăranului este a românului dintotdeauna. Românul. Român întotdeauna. Da. Dar se vede aici patriotismul lui Mâhnea Vetrișanu, care a pus steagul tricolor, care a pus o altă imagine a țăranului mai încolo, da, care a pus instrumente, care a pus ceea ce ține de existența zilnică, o doniță, da, acioaia, crescătorul de animale, roata. Păi e buhaiul meu de la când umblam cu uratul, cu plugușorul. Și câte și câte amintiri, câte
sunt oalele de sarmale, de găluci. De care făceau găluștele odată. Asta este combina. Asta este combina, este tăvălucul, cum îi spunea, care se trăiera greu. Cu asta? Cu asta. El deci era... sfârma practic boabele, nu? Da, el era rotund, dar având în vedere cât l-au tras cu caie și l-au... Practic se puneau spicile pe pământ și trecea peste... Rapide să vă spun că sunt multe, dar ce era greu, după cum se știe, greu a fost prima... Porumbul a apărut mai... Bă, porumbul este noutate, da. Da, 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 noutate, iar greu. Îl sămăna, bineînțeles, cum se putea, numai la mână îl sămăna. Când n-avea altă, îl dădea. Parcă văd pe tatăl meu, pune sacul așa, cu greu, și apoi ieșe, disfăcut și apoi lua așa. Sămăna greu. Apoi primăvara, n-l mai trata, nu-i mai făcea nimic, plin de neghină, cum era... Când îi venea timpul de când se cocea greu, la secere. Îl secera, îmi secera și eu. Îl secera la mână, îl făcea mănunchele așa și apoi snopi, îl lega tot cu din greu cu plante, se făceau niște legători, lega și apoi se făcea claie din 13 piciorul, din 13 snopi. Se aducea acasă cu, cum îi spuneam noi, loitrarul. Carul cu voi, carul, și acasă se făcea fățare, se spunea, fățare, fățare, curăța iarba, tot, așa, și când vine, răsturna tot acolo, și apoi băga tăvălugul ăsta, lega calul, lega tăvălugul de cal, și apoi că este vorba aceea că se strânge funie la par. Aha. De acolo vine, că îi se băga în mijloc fațare la terenul acela, da, care se pregătea. Care era o arie. O arie, și spunea. Arie, spunea. Da. Și apoi se lega fune și calul, merge cu ăsta. Se putea până se strângea de tot. Până strângea. Foarte după interesant. Asta, luau paile la furcă, cu furca de fier, și ce rămânea boabă greu, vântura la lopată. Aștepta vânt să bat și dădea așa și rămânea. Greu. Și rămânea curat. Rămânea curat. Frumos. Mergem către statuile mai dincolo să mai vedem, da, ce mai ne spune Mâhnea Vetrișanu. Domnule, aici, în fața noastră, este marele român regretatul Grigore Vieru, poetul, scriitorul și omul de suflet al României mari. Nu că l-am cunoscut. Suntem născuți în același an, a fost la mine de multe ori, a dormit aici la mine, a participat, după cum că am și documentele, am sute și de documente cum am acționat. Un om mare, un om care, păcat că s-a întâmplat, acum, drept vorbind, gurile bune, gurile nu știu ce, să știi cam despre ce este vorba. Acum trecem pe... După cum ați văzut, am scris ceva aici, dar aici e scris de mult. Aud cum râzi în mine, te strecori și intri în stoluri. Din ochii tăi lași urme adânci. Sunt frate cu plânsul tău. Deasupra-ți doar cerul. Asta e... Din coace alți doi de peste Prut. De peste Prut. După cum vedeți, eu am făcut unirea mai înainte. Mai înainte altora. Mai înainte. Cum se vede aici, e anexare. Moldova. Partea asta așa. Din coace România și el i-a făcut unirea. Este marele... Este un geniu, Nicolae Bodgros, chiar dacă cineva... care mă aude, nu-i vine a crede, să-l mai studiez. Nicolae Bodgros trăiește și va trăi și în nemuririi, fiindcă este un mare muzician, un mare om de cultură și am scris câteva versuri, că el este de la Cahul. Îl cunosc bine, am stat de vorbă deci de mii de ori, de sute de ori, că exagerez. Din Cahul în carul mare, toate stelele sviori.
tu le mănuiești pe toate și din ele scoți comori. Ești o stea cu nume sfânt, muzică, soare pe prut. Și din coace Nicolae Sulac, alt mare cântăreț. Nicolae Sulac, ăsta mare cântăreț, ăsta Grigore Veru, suntem de aceeași vârstă. Nicolae Sulac, mai mic un an. M-am cunoscut cu el la Botoșani în 1988. Și de acolo am ținut legătura, dar datorită problemelor a sârbii ghimpate, ne vedea mai rar. Ne-am mai văzut mai rar. După 89, bineînțeles, am intrat mai frățește așa. Nicolae Sulac, artista poporului, se vede născut la 9 septembrie 1936, așa, așa, așa. Nicolae, un nume sfânt, cânte curs peste Sadâc. Zorii muzicii te aduc peste jarii ce te plâng. Apropo la treaba asta, cu Sadâcul, Sadâcul este o localitate, o comună din Republica Moldova. După cum cine se aseamănă, se adună, el este botezat de străbunicul soției mele. Ah, foarte interesant. Da, interesant, fiindcă străbunicul soției mele de la Sadâc o trec cu prutul, că era cioban, nu era mare, dar o luat o aripă de oi de la ruși, la cine o fi luat-o și-o fugit în coace. Și aici o rămas și aici, dar neamurile neam... Și din coace, Ian Raiburg? Ian Raiburg e un băiat bun când doarme, el este de la Măcărești. Aproape de... Măcărești de Iași sau care? Măcărești de Iași, de lângă Gorban. Da, Măcărești. L-am cunoscut, el este... un mare specialist în muzică, este inginer de profesie, să zicem, cea mai primă, și eu mi-a plăcut de... Și el unde-i trăitor acum? Unde este? În Chișinău. În Chișinău? Da. Deci aici e colțul Basarabenilor. Basarabenilor. Ian Raiburg, moldovean, stea prins în Măcărești, cât prutul să ne trăiești, muzică și viață ești. Eu ce să-i zic, eu mi-a plăcut muzica lui și având în vedere că cochetez cu și eu cu muzica, că o fi păcat, că o fi, eu știu, merg înainte. Dacă mergem înainte, putem merge spre cele două case care sunt din altă epocă? Pentru că în curtea casei lui Mâgnea Vedreșanu, istoria defilează și prin case. Case din care una dintre ele, am înțeles, că are o vechime remarcabilă chiar. Da. Haideți să mergem către case. Deci ne apropiem de casele respective, în care spațiul etnografic e la el acasă. Adică Mâgnea Vetrișanu a știut să prindă aceste case și să le transforme în depozit de simboluri. Nu depășiți, domnul profesor. Așa, am trecut pe lângă o altă statuie. Iertare. Și fiindcă face parte din... arealul spiritual al lui Mâgnea Vetrișanu. Da. Este soția mea. Născută în 1938, decedată în 1989, chiar în timpul evenimentelor, dar nu cauzate de evenimentele de atunci. Am căutat să poate cineva ce o să vă este vorba ce lasă, dar ce-ți faci statui, știi, românul nostru. Da, este această vorbă. Este vorba asta. Ia ca că faci statui. Că i s-a făcut statui și a meritat. A meritat că asta a fost. Și eu să recit, mă apasă aerul pe care l-ai atins și mă dojenește. Pe buze sunt privirea ta când sărut văzduhul. Asta este un simbol al uitării. Că vedeți dumneavoastră că timpul nu ne iartă și fiecare intrăm în umbră. Da, și atunci căutăm tot felul de piedici în fața uitării. În fața uitării. Dacă le reușim. Aici este o casă de când? Casa asta este de la 1904. 1904. Și 1904, o casă care are peste 100 de ani. Da, 1904.
am cumpărat-o eu datorită Bojdeucicei și meritul poate nu este a meu și s-ar putea să fie meritul proprietarilor care au fost înainte. Nu demolat-o, eu am ținut legătura să n-o strici, parcă știam că când o să fiu mai... Când eram copil la loc, știam povestea, știi? Păi zice, stai bă, că eu aici am treabă. Păi lasă-o, domnule. Și a venit timpul într-așa fel încât ce-am gândit s-o realizat. Ei, întâi văd că ați făcut, ea are o zonă etnografică, deci are o zonă de elemente care țin de vechile ocupații ale țăranului, și mai are o zonă în partea de intrare care ține de epoca spirituală a lui Mâhnea Petrișanu, în sensul că acolo este un fel de spațiu editorial, revistă, cărți, da, cenaclu. O și ce acolo, da. L-am pe Mihai Viteazu, care cred că și are și el locul aici, cu toate că, da, asta au vrut multe și dacă au vrut multe, până la urmă totuși ne tragem de acolo. Dar totuși am o curiozitate, Casa Artelor, Poiesis, cum se poate la Petrișoaia, care e locul lor aici? E, nu-i pentru oamenii de locul locului, nu e o mirare, nu e o întrebare? Este, domnule, este mirare că ce să facem, că așa este evoluția. Dar cu timpul... O să obișnuiască. S-a obișnuit, de fapt. S-a obișnuit, de fapt, da? Da. Pentru că aici se fac, ce poate cei care ne urmăresc nu știu, aici se fac simpozioane, aici se fac întâlniri de spirit, da, de pe o, cu participanți de pe o parte și alta a Prutului. Și nu numai. Și nu numai, cu participanți de la București, din Transilvania. Am fost de câteva ori, am fost de câteva ori și era chiar internațional. Da. Deci am văzut nume importante ale culturii române venite în curtea casele Ioan Mâhnea Petrișanu în întâlniri cu adevărat spirituale, ceea ce este remarcabil într-un sat care alminter nu ar fi fost foarte cunoscut. Pentru că un sat, chiar dacă este făcut din vremea lui Petru Rareș, nu are suficiente valențe ca să se poată ridica la nivelul cunoașterii din 2016, 17, 18 și așa mai departe. Și atunci omul de astăzi, care este gazda noastră, a știut să organizeze aceste întâlniri care au redimensionat și spiritul Petrișoaiei, dar și mai cu seamă spiritul și românesc și uneori și internațional. Acolo spuneați că în partea cealaltă este o casă din cu 243 de ani în urmă ridicată. Da, putem merge către ea, pentru că o casă de 243 de ani nu cred că vedem în multe locuri. Și nu cred că Petrișoaia este o casă mai veche, mă îndoiesc. Nu. Cum nici în județul Vaslui nu cred că sunt multe case de două secole jumate. Două secole jumătate înseamnă o leacă de vechime, înseamnă mai când o vedem așa în fața ochilor cu acoperișul ei de stuf, cu alcătuirea ei micuță pentru oamenii de astăzi, pentru că pe vremuri oamenii erau de dimensiuni mai reduse, mai micuți erau oamenii înainte. Haideți să ne apropiem, domnule primar, vă rog. Haideți către noi. Haideți să intrăm în casa veche, care era o cameră, de fapt, din câte văd. Dar într-o asemenea căsuță, de a spune domnul Mâhnea Petrișanu de acum 243 de ani, cred că încăpeau mulți oameni pe atunci. Aici stătea o familie, dacă... Domnule, este senzațional să imaginezi că în spațiul acesta... Aici, având în vedere când noi avem biserica veche, cum îi spunem noi, ea a fost patronată de călugări greci. Călugării greci era numai călugării greci, din care a fost și o măicuță. Că a fost mai frumoasă, că a fost mai hazoasă și au acaparat-o băieții, din care ea este stră-străbunica mea. Oh. Stră-străbunica mea, fiind măicuță la greci, aici satul nou vine de la 1900, de la 1897, sat nou, că aici a fost pășunea bisericii. Iemașul. Aici se pășteau vacile, căprile, toate. Și aici era casa unde se făcea cașcavalul, brânzeturile, urda și așa mai departe. Aici. Și stră-străbunica mea, ea era Lișmana, cum spunea, el făcea brânza aici, în încăpierea asta, ce făceau, lăptărie, tot, în sfârșit. După care,
la 1897, când s-au făcut satul aici, așa, de asta îi spune satul nou, această clădire a rămas. Dar ea vine cu poveștele ei, din urmă, care sunt scrise, verbale, chiar și pe peliculă, de tatăl meu, de așa. Și eu, știind că străbunica mea o patronat, o trăit și o făcut aici așa, cumpărătorul care a făcut aici casa, Radu Bujor îi spune, un mare gospodar, nu a dărma casa. Adică când s-a făcut după plan, da, satul nou. E locul de casă aici, că sunt mai multe locuri aici care aparținea familiei Stan. Ei, și căsuța asta o lăsat-o. Eu, știind povestea la această căsuță, mă întâlneam, Moș Radule, dar să nu dărâm în casă, așa că ea străbunică. Ce străbunică? Stai cu minte, că nu, eu am acolo. Ai ce făceau ei. Băgați într-o chipat acolo și un copilaș, da, care e simbolul nemuririi. Copii, nemuriri, câte vreme, da, vor fi copii, da, nu dispărem. Da. Suntem, căci copilul acela e simbolul viitorului. Soba aceasta, care e sobă de tip vechi, cu, da, toată... Având în vedere acestui lăcaș, am cumpărat de la Moș Radu Bujor. Am, da, cumpărat datorită căsoaie ești. Că am vrut să o dărâm și eu într-un timp. Băi, unde fac o crimă? Să las... Lasă și nu. Îmi spune un lasă și mă, stai, băi, cu minte, că eu am comandat banii aici pentru asta, nu pentru ceilalte. Că eu am avut și o casă la rândul meu și astăzi casă bună. Dar am luat casa când oamenii de aici au plecat, s-au terminat cu ei, trecut în veșnicii. Chiar de la el am cumpărat. Și un om gospodar, și spun repede, o muncit și când am cumpărat eu de la el, îmi spune așa, pe sănătatea mea când fac cruce, acolo era, pe banca aceea acolo așa, și îmi spune, băi, domnule Ionel, că eu l-am întrebat, domnule, ce ai făcut, Moș Radu? Fuga după vânt. Și zice, am muncit și l-a luat la canal, vai de capul lui ce-o pățit, și la plecare, după ce am făcut evacuarea cu el de aici, și-o luat din pod două lăzi. Când, ce ai, Moș, ai armament, ce ai aici, Moș Radule? Zice, băi, dragul, aici ce-i munca a mea, fuga după vânt, ce ai, când colo bani? Spun, pe cinstea mea, bani, fâșicuri, cum erau bani, monede, cum au fost îngropați, când l-au luat la canal, și prin 1951-52, când s-a făcut restabilizarea, el îi avea îngropați, dacă n-au venit, când i-a dat drumul, nu mai avea valoare. Dar el păstrat în pot și eu luat cu dânsul. Dragi telespectatori, e o adevărată aventură ce facem noi prin curtea lui Ioan Mâcnea Vetrișanu, parcă în curtea la Dionis, ca să fac o metaforă cât de cât. Vă propun, în timp ce o să vedeți cadre în continuare din curte, să facem o mică pauză, pentru că vă pregătesc o surpriză. Surpriza va fi să stăm de vorbă, mai greabă să lăsăm să vorbească singur pe cel care este poetul Ioan Mâcnea Vetrișanu. Facem o mică pauză în care vedem în continuare imagini din curtea acestei case. După cum vă spuneam despre bunica mea, la care locație ne aflăm, în care locație ne aflăm aici, deci pe aici și-a purtat pașii sfânta sau mai puțin sfântă, după cum v-am spus, că odată ocazia
să rămână însărcinată și după care să abandoneze propriu-zis copilul și să plece în lumea ei din care s-a pierdut urma. Deci toată informația de la satul Rănceni, după cum v-am spus, a plecat. Copilul rămânând la acel om a bisericii Petrache Cimbală. A rămas copilul acolo, fetița, pe nume Safta, care la rândul nostru numele de Safta a venit și la bunica mea și în continuare. A rămas acolo la acest om de suflet, acest Petrache Cimbală, era un om a bisericii, era vecin cu biserica, el cu lumânările, cu sfinții, cu... și un om care se spunea că e mare gospodar, că avea vreo 70 de capete de vite și oi și porși, că așa e românul, că e gospodar acela care deținea animale. Și... după care începe povestea adevărată, familia sau numele Mâcnea vine de la Rănceni, satul Rănceni. Iar despre străbunica vine de la Vutcani. Iar rămânând copil a nimănui acolo la Rănceni, după cum am spus, mă repet, 16 ani până s-o căsătorit, povestea începe de la Vutcani. La Vutcani, Pârvulești. Pârvulești fiind Gheorghe și cu Nicolae Pârvu în localitatea Vutcani, care ei, la rândul lor, au fost veniți de la Poiana Teiului, de la Marele Sfânt ăsta, Iostinus, cum îl cheamă, Pârvu, că, în fine, treaba e îndepărtată. Străbunicul meu, Pârvu, respectiv de la Vutcani, avea un singur băiat. Și după cum pe timpul lui Creangă, când se lua cu arcanul la în armată, care nu se căsătorea, care era necăsătorit, îl lua obligatorul, poate era jandarmăria, primăria, legile statului de atunci, îl lua obligatorul și îl ducea să facă armată. Iar străbunicul meu, ca să fiu mai explicit să nu încurc treaba, care s-a căsătorit cu străbunica mea, Safta, fetița măicuței cu cauza de aici, avea 28 de ani. Avea 28 de ani și nu vrea să facă armată. Până la urmă a fugit într-o pădure acolo lângă Roșiești, localitatea Roșiești de lângă Vutcani, care mai erau de ăștia care se sustrăgeau de la armată și se duceau la pădure. Până la urmă, primăria, legile de atunci, așa, administrația respectivă a publicii locale de acolo, a făcut o capcană și au băgat doi jandarmi în sanie, că era iarnă, și înveliți cu cojoace și să meargă la, cu scopul sau cu motivul că se duc la moară la Roșiești ca să poată să-i prindă, că ei nu mai aveau nici de mâncare, nici chibrit sau cum aveau amânarele pe timpul cealaltă. Și amânarul ce era? Era o bucată de cremini
care am apucat și eu în viața mea, un bucat de cremini cu un bucat de fier de oțel și cu un fitil de papură și când trăsnei s-a prindea. Asta ar fi ca să înțeleagă despre ce este vorba despre amânare. Și plecând în prag de noapte, ei știa că a să iasă la drumul mare fugarii și nu m-au ieșit. Și bună seara, bună seara, moșule, dar unde? La moară. La moară, la Roșiești. N-ai cumva un foc, n-ai cumva un amânar să aprindem că niște țigări n-avem. Păi cum să n-ai, vă, moșule? Ia veniți la moșul încoace. Am și un ulcior cu vin și când a început să trăsnească cu amânarul și ala în cremine, cei săreau scânteie, zice, ca noaptea, știi? Și în cazul ăsta au sărit, în timpul ăla au sărit jandarmi de sub, că ei erau 7 de toți fugaricei. Și l-au prins tocmai pe străbunicul meu. Restul au fugit, au scăpat. Pe el, informația mea, că ei purtau săcuri la cizmă sau cosor, ceva, un instrument pentru a se descurca în pădure. Și l-au prins și l-au dus la primărie. Când la primărie, când l-au dus acolo, mai erau prinși alții. Dinainte legați, îi lega cu, nu era lanț, nu erau sârmi, nu erau cu gânjuri, cum spunem noi, cu niște mlădiți așa de salce, de legați de niște cioate acolo. Tatălu străbunicul meu, au auzit că l-au prins și l-au dus și s-au dus la primar. Deci și pe atunci era corupție și era șpagă și era... Și eu povesti primarului, uite, domne, mi l-au prins pe Ienachea meu, că Ienachea îl chema, mi l-au prins și uite așa și eu am numai un singur băiat și... Păi zice, domne, asta e legea. Zice, uite treaba care este. Trebuie să-l căsătorești. Dacă nu se căsătorește, iar îl ducem la armat. Până la urmă zice, hai domnule, faci să-l scăpat, nu știu ce. Și eu dat primarului 12 galbeni. 12 galbeni l-am întrebat pe bunicul meu, pe bunicul, nu pe străbunicul, ce valora ce era o pereche de boi, 12 galbeni de aur. Primarul lua banii, dimineața s-a dus la primărie, zice, băi, ce ați făcut? Păi zice, am prins pe al lui Pârvă, am prins pe Ianache, așa, al lui Iori Pârvă sau al lui Neculai, care... Băi, pe altul n-ați mai găsit, că și ala are 5 și nu l-ați prins pe ăsta care are. Dați-i drumul, domnule. Eu dat drumul. Și îi spune, zice, fii atent, că dacă nu se însoară, nu scapă de armată. Acum tatăl străbunicul meu zice, ce facem, domnule? Se duce la popă, că popii erau toată cheia și la catul, cum se spune. Ei erau 3 parohii, fiecare cu sectorul lui. Și de unde aparținea, de la preotul care aparținea, zice, părinte, uite așa, așa, așa. Păi zice, băi, ia încearcă tu la Casandra lucrare. Poate se mărită cu el. Când s-a dus staroste, că erau staroste, erau, au vorbit a doua, s-a dus, fugi de aici, domnule, dar eu m-am mărit cu de ăștia care nu vor să facă armată, nu vă fugi de aici. S-a dus la popă iar, nu vrea, domnule, să mărit. Ia mai încearcă picutare, ia du-te la Maranda, ia du-te la... Până la urmă, fiatele își vedeau treaba lor, căutau un băiat cu armata făcută, nu avea cu de ăștia care fugeau de responsabilități. Până la urmă, nu au făcut nimica în sat, în Vutcani. Popa ce spune? Băi, băiete, ia uite, îi spune tatăl lui străbunicul meu, uite care-i treaba, eu ți-l căsătoresc, mă, dar ce-mi dai? Păi ce să-ți dau, eu cu tare, dăm pe cazacul fiind un armasar al lor care l-avea. Gata, părinte, îți dau pe cazacul și hai să mergi. S-au băgat. Deci las că știu eu pe cineva la Rânceni, popa.
și mergem acolo și sigur îl însurăm. Ei, era iarna cu sania, cu ulciorul, cu vin, cu hai, hai, s-a dus cu părinții, cum s-a dus, să vină la Berezeni, era destinația. Până la urmă, când au ajuns prin satul Rânceni, că era în drumul lor, zice, ia să oprim o leacă aici așa, că am eu un prieten. Și s-a dus la cimbal ăsta care avea fata rămasă, care avea 16 ani, străbunică. A ajuns acolo. Până la urmă, aici e enigma că e posibil ca popa să fi fost chiar tatu fetii, că o știut ținta unde se duce, o știut precis și a fost numai cu Lomințic la Berezeni. El știa. Copila, o știa. Până la urmă, au făcut tăie găină, cum se face la român, la Moldovin, la țară, tăie găină, făi plăcinte, hai să mergem la Berezeni, spune tatu băiatul. Zic, da, nu mai mergi? Păi ce nu mai mergi? Încă am găsit mireasa ei aici. O luat-o și s-o dus înapoi la Vudcani, au făcut trei copii, după care la o naștere, ultima, al treilea sau al patrulea, cred, o decedat prin datorită situației. Și de acolo, ca să revin la străbunica mea, măicuța, care i s-a pierdut urma, iar la străbunica Safta, o avem și în documente, o avem tot, o știm și mormântul tot și casa asta, ca să revenim la locații, casa are 243 de ani și mai, dar ea e făcută pe pari, pe leasă, cum se spune, și încă stă în picioare. Și având în vedere situația de fapt care m-a făcut ca să țin foarte mult, chiar să cumpăr locația respectivă de unde am cumpărat eu, având în vedere această bojdeocă, fiindcă mi-a aparține, îi ruptă din sufletul și din sângele nostru. Cam asta ar fi povestea acestei locații. Thank you.